pentru a schimba în bine un sistem, trebuie să cunoști acest sistem. În 30 de ani am activat neîntrerupt în domeniul educației. Educația stă la baza tuturor lucrurilor. Fără educație, o țară nu poate avea nici sănătate, și vedem bine acest lucru acum, din păcate, nu poate avea nici prosperitate, nu poate avea nici securitate și, în general, nu putem construi nimic. Este nevoie ca cineva să lupte pentru finanțarea din educație. Rezultatele pot fi văzute exclusiv pe termen mediu și lung, niciodată pe termen scurt. Partidul Național Liberal dorește prin creșteri graduale să ajungă în anul 2024 la o finanțare de 18% din bugetul național pentru educație plus 3% din bugetul național pentru cercetare, să avem, iată, mai mult de 20%, să avem 21% din bugetul acestei țări investiție în educație, în cercetare și dezvoltare tehnologică. Alegerile din 6 decembrie sunt esențiale pentru a da coerență actului de guvernare. Un membru al Parlamentului României, în opinia mea, trebuie să fie un exemplu de competență, să fie un exemplu de integritate și, nu în ultimul rând, să fie un exemplu de eficiență, perseverență și coerență în demersurile pe care le întreprindem în calitate de membru al Parlamentului României.